fie f definită pe R cu valori în R, f de x egal cu o funcție coacoladă egală cu x plus m dacă x e mai mic sau egal cu 1, 2mx minus 1 dacă x e mai mare spre ca 1. Funcția f este surjectivă dacă și mai. Ce înseamnă că este o funcție surjectivă? O funcție este surjectivă dacă și numai dacă f de domeniu de definiție este egal cu codomeniu. Dar cum domeniul de definiție, atenție, este splitat în două, eu pot să scriu așa, f de r egal cu f de minus infinit până la 1 închis, reunit cu ăsta care înseamnă 1 deschis infinit. Dar știți că f de reuniunea a două mulțimi, f de a reunit cu b, este egal cu f de a reunit cu f de b. Da? Prin urmare, ăsta este f de intervalul minus infinit 1 reunit cu f de 1 infinit. Și ăsta, așa, și ăsta vreau să văd dacă e egal cu r. Păi hai să facem f de fiecare. Păi uitați ce se întâmplă. Primul rând, pentru x mai mic sau egal cu 1, funcția mea f de x era x plus m. Cum are a un pozitiv, fiind funcție de gradul 1, este crescătoare. Deci f de intervalul minus infinit 1 înseamnă cine? F de minus infinit până la f de 1, da? Dar un polinom la infinit știți că este dat de coeficientul dominant, deci minus infinit la 1 este minus infinit până la f de 1, care înseamnă 1 plus m, da? Bun. Și închidem paranteza. A doua acum. E, dacă x mai mare ca 1, iată că am două cazuri, depinde de monotonie. Păi f de x-ul meu știu că este 2mx minus 1. Și acum, de ce am două cazuri? Păi iată, dacă m-ul meu este mai mic ca 0, da? De fapt, 3 cazuri fost așa și pentru m egal cu 0, pentru m mai mic ca 0, funcția mea este descrescătoare, ca este negativ, da? Deci în acest caz f de intervalul 1 infinit, fiind descrescătoare, este f de infinit până la f de 1. Ce înseamnă f de infinit? Cum m e mai mic ca 0, e negativ, ori infinit este minus infinit, da? Până la f de 1, care înseamnă 2m minus 1. 2m minus 1. Lăsăm așa. Dacă m-ul meu e mai mare ca 0, funcția asta este crescătoare și atunci va rezulta că f de intervalul 1 infinit este cine? F de 1 până la f de infinit. Care cât înseamnă f de 1? Din nou, 2 e minus 1, dar f de infinit vine pozitiv, ori infinit, infinit. Și mai am dacă m-ul egal cu 0, că parcă nu mi-a zis m diferit de 0, nu, nu. Dacă m-ul egal cu 0, păi funcția mea, observați, este constantă. Deci f de intervalul 1 infinit este egal cu cine? Cu minus 1, cu mulțimea minus 1. Și acum hai să facem reuniunile astea de aici. Da? Păi avem f de, cazul 1, dacă e mai mic ca 0, f de r egal cu prima, asta, da? Reunită cu asta, nu? Deci, reunită cu, o să o las pe aia, așa, este intervalul minus infinit 1 plus m închis, reunit cu minus infinit până la 2m minus 1. Observați că ăsta va fi intervalul cine? Minus infinit până la reuniune, până la maximum dintre cele două valori, 1 plus m și 2m minus 1, da? Închis, deschis, nu contează, închis sau deschis, da? Nu, pentru că este un interval până la 1 plus m, până la 2 m minus 1, nu contează care este mai încolo. Dar ăsta este diferit de r. Păi nu se duce nicăieri la plus infinit. Deci cazul ăsta a murit, da? Cazul al doilea, da? Cazul, hai să luăm ăsta, să terminăm cu m egal cu 0. Dacă m egal cu 0, iată, f de r înseamnă cine? Primul interval la care l-am marcat eu cu roșu, minus infinit 1 plus m, reunit cu minus 1. Păi din nou ăsta este diferit de r, de ce? Că dacă minus 1, puteți tot așa să luați, dacă minus 1 e mai mic ca 1 plus m, intervalul e minus infinit 1 plus m, dacă minus 1 este mai mare ca 1 plus m, este reuniunea asta, tot cazul nu se duce nicăieri la infinit. Deci nici ăsta nu merge, da? Bun. Dacă m-ul meu e mai mare ca 0, păi cine este f de r?
Păi din nou este intervalul minus infinit 1 plus m reunit cu ăsta, cu 2m minus 1 infinit. E, aici este o problemă. Și anume de ce? Păi vedeți, iată, am mai multe situații. Dacă vă fac așa ca poză, ca să vedeți, da? Deci primul este mai mic sau egal decât 1 plus m și al doilea este 2m minus 1 la infinit. Păi depinde unde e 2m minus 1. Dacă 2m minus 1 ar fi mai mare strict ca 1 plus m, atunci observați, 2m minus 1 vine aici. Deci f de r va fi cine? Păi va fi tot r-ul, dar din care scad intervalul ăla, scad intervalul 1 plus m până la 2m minus 1. Nu, pentru că ăsta este gol aici. Deci nu poate să fie egal cu r. Dacă 2m plus 1, dacă 2m minus 1 e mai mic sau egal cu 1 plus m, adică este ori aici, ori încoace, observați că reuniunea f de r egală cu r. Deci funcția este surjectivă. Ori asta ce înseamnă? Hai să o lucrăm, trecem așa, vine m mai mic sau egal cu 2 și mai aveam ce? Că eram în cazul m mai mare ca 0. Păi m mai mare ca 0 și mai mic sau egal cu 2 înseamnă m aparține intervalului 0 deschis, 2 închis. 0 deschis, 2 închis, ia uitați, răspuns corect, D.